Gata cu vrafurile de hârțoage. Aleșii locali din Consiliul Municipal Chișinău s-au făcut cu laptopuri. De acum încolo, consilierii municipali vor primi proiectele de decizie în variantă electronică. Este vorba de un proiect al primăriei mai vechi, care s-a materializat după ce administrația publică locală a procurat în urma unei licitații 60 de laptopuri. Potrivit primarului general Dorin Chirtoacă, computerele portabile urmează să ușureze munca forului local prin evitarea multiplicării documentelor. Aici este, dacă doriți, un volum de hârtie enorm care se consumă și se consumă până în prezent și credem că prin aceasta ar putea fi ușurată atât activitatea Consiliului cât și a subdiviziunilor din cadrul primăriei. Consilierii au dorit să știe dacă pot lua cu ei noile achiziții. Consider că ar trebui păstrate pentru că sunt bunuri publice și în acest sens este un contract de răspundere materială care urmează a fi semnat cu fiecare posesor de calculator, că este firesc fiecare să-l poată avea la dispoziție și la locul de muncă, că și respectiv pe internet, pe e-mail, să fie transmise proiectele ordinii de zi, proiectele de decizii. Vreau să știu ca să interzis ca noi să, adică funcționarii primăriei să acceseze zicem rețelele sociale. Fiindcă dacă noi lăsăm calculatoare, uitați-vă, foarte mulți consilieri acum stau pe agenții de presă, pe rețele și mai departe. Deci, și aici e un aspect ca noi să nu dăm un motiv pentru unii colegi de-a noștri să stăm pe rețele sociale sau să scrim mesaje. Și aici trebuie să stabilim un regulament. Eu cred că e o chestiune care poate o depășim fiecare pe răspunderea proprie, nu știu dacă este... De fapt, presa este prezentă în sală, o să mai aibă o sarcină suplimentară să mai vadă ce este pe ecranul calculatoarelor. Alți consilieri mai zeloși au întrebat dacă a fost implementată o procedură de circulație electronică a documentelor la primărie sau este vorba doar de schimbarea hârtiei pe calculator. Există procedura de organizare și circulație a documentului electronic sau asta e jucărie pentru consilieri? Un asemenea sistem urmează a fi implementat, dar am spus că este bine să începem de la Consiliul Municipal. Laptopurile pentru consilieri au costat primăria 600.000 de lei.